Într-o piață a muncii în continuă schimbare, anul european al competențelor este unul de importanță majoră. Niektoré naše vzdelávacie systémy však dlhodobo nedokážu pripraviť množstvo Európanov na pracovný trh, a to aj napriek nedostatku pracovnej sily. 22% mladých lidí uvádí, že hlavním problémem pro získání práce na trhu práce je práve nedostatek potrebných dovedností. Mrháme ich, ale aj našim potenciálom. Cred că este timpul să arătăm mai multă ambiție în dezvoltarea de inițiative europene în ceea ce privește formarea, recalificarea și învățarea pe tot parcursul vieții. Je nesmierne dôležité, aby príležitosti na nadobúdanie zručnosti boli dostupné aj pre zraniteľné skupiny, ľudí zo znevýhodneného prostredia či osoby so zdravotným postihnutím. Sme si vedomi rozdílu medzi občany, medzi regiony a chceme toto zmeniť. Myslieť aj na následné kroky po tom, čo zručnosti nadobudneme a k tomu patrí aj ich oficiálne uznanie. Împreună putem construi o Europa mai prosperă și echitabilă în care toți cetățenii au competențele și cunoștințele necesare pentru a prospera în secolul 21.